În această vară, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență participă cu un modul specializat de stins incendii de pădure la un proiect pilot de prepoziționare organizat de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar în vederea consolidării rezilienței autorităților elene în gestionarea acestui tip de risc. 28 de pompieri români, 3 mașini de stingere incendii de pădure și o cisternă de mare capacitate au intervenit deja pentru localizarea și lichidarea unui incendiu în nordul capitalei, Atena. Rol foarte important pe timpul misiunii a fost reprezentat de cisterna de mare capacitate, utilizată pentru alimentarea cu apa a dispozitivelor de stingere. Autospeciala poate transporta 30.000 de litri de apă și este utilă în zonele unde nu există surse suplimentare de alimentare. În urma intervenției, pompierii români au reușit stingerea incendiului care afecta o suprafață mare de teren. Pompierii români, aflați în misiune în Grecia, au fost solicitați de către ofițerul de legătură elen pentru a interveni în stingerea unui incendiu de pădure produs în regiunea Schimatarii de lângă Atena. Am alocat pentru acest incendiu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 28 de pompieri. În acest moment, incendiul este localizat. La prima misiune de stingere de incendii din Grecia au participat și 6 pompieri din județul nostru, care fac parte din 4 subunități ale ISU Hunedoara. Aceștia au contribuit la salvarea din calea flăcărilor a unei ferme de animale și a unui parc cu panouri fotovoltaice. Pompierii români au participat la prima misiune de stingere în Grecia. 28 de pompieri români cu 3 mașini de stingere, incendii de pădure și o cisternă de mare capacitate au intervenit alături de pompieri eleni la nord de Atena pentru lichidarea unui incendiu care a afectat o suprafață considerabilă de vegetație uscată. Modulul național specializat de stins incendii de pădure, din care fac parte și 6 pompieri hunedoreni, au salvat o fermă de animale și un parc de panouri fotovoltaice din calea flăcărilor. Pompierii hunedoreni și colegii lor își vor încheia misiunea din Grecia pe data de 16 iulie.